greu să nu te emoționezi când vorbești despre asemenea valori. Când vorbești despre Mircea Vulcănescu, care, așa cum a subliniat și domnul director Valentin Așder, ne-a lăsat un astfel de testament spiritual, să nu ne răzbunați, sigur, asta nu înseamnă că avem voie să uităm. Dacă am scoate din trecutul nostru aceste personalități de vârf, aceste elite intelectuale, cum am putea noi să ieșim din acea mediocritate care de altfel ne-a fost imputată de-a lungul istoriei? Cum am putea noi să ieșim din conul de umbră al culturii minore? Ei ne-au lăsat o zestre monumentală. Avem datoria măcar atât. Să-i cunoaștem, să-i citim, să ne apropiem de ei, pentru că astfel căpătăm noi verticalitate, substanțialitate, pentru că astfel valori precum românismul, ortodoxia, precum libertatea, ar însemna atât de puțin. În continuare, o să rog pe domnul scriitor Cristian Crăciun să ne vorbească despre rugul aprins, actualitatea unui... unei mișcări duhovnicești și culturale. Trebuie să vă mărturisesc că de domnul Cristian Crăciun mă leagă o prietenie trainică și îi sunt, și eu te o mărturisesc public, îndatorată și pentru faptul că în acest ultim volum lectura a fost realizată de către domnia sa cu acribie, să știți. S-a oprit asupra fiecărei pagini, ne-am consultat, astfel încât volumul să ajungă la dumneavoastră în formula în care este acum. Mulțumesc! Preasfinți părinți, onorat!